voi nu mai judecați, mă? Vi s-a depus slănina pe creier? De unde slănina e, șeful? Dar nu am mai trimis mă salon ăsta nimic. Uitați-vă ce hal a slăbit în cauza lui. Da, dacă ne lăsați să facem program de revelion, o să mâncăm numai mehlemuri. Ha? Da. Că ne umplem de bani. Ne lăsați? Bă, dacă mai aud o dată tâmpenia asta, vă, nu știu ce vă fac. Șeful, șeful, calm, nu vă enervați. Uite cum facem. Mâine, poi mine revelionul. Și? Ce-i cu asta? Nu vreți să-l facem și noi la Grand Hotel, la Inter, la Aluniș, la Sudului, mă rog, un restaurant din ăsta de lux cu care mai mă cunosc eu. Ca Barosani, că dacă intrăm în lumea televiziunii, o să fim Barosani, șeful. O să fiți pe naibă. Vă visați și dumneavoastră, ciocni la 12 noaptea, un borcan de caviar cu Gigi Becali. După care să vă retrageți cu Andreea Marin într-un separeu romantic și să o cuceriți până la ziua cu citate din Paulo Coelho. Coelho, pupăză. Și oricum n-am apucat să-l citesc încă. Nu-i nimica, că l-a citit Becali și pentru dumneavoastră și vă face un rezumat. Exact, șeful. Nu pe buneacul. Nu-i păcat să ratăm noi așa o ocazione. Știți câți bani plătesc televiziune pentru un program de revelion? Nu. Cât? Nu știu nicio, că da, eram curios să aflu, poate știați dumneavoastră. De asta zic, că trebuie să facem un program ca să avem ce vinde. Și la ce program v-ați gândit voi, mă rog? Te sunteți de acord, șeful? Nu știu, Chiorete, dar vreau întâi să văd despre ce este vorba, ce faceți. Păi noi facem... Facem... Ziceți, mă, ce facem! Deține-ne, mă, ce facem! Gură, mă! Gură facem, șeful, dacă ordonați. Dar ce emisiune asta, e nouă? Voi nici măcar nu știți ce vreți să faceți, mă! Ba știm, șeful, și avem vreo două, trei... Avem vreo două, trei mii de variante pe chestia asta cu emisiune, dar n-are eu să ne decidem care e aia cu rating gol mai mare. Doriți să vă explic cuvântul rating? Nu, sergent. Păi, atunci, dacă nu v-ați decis încă, când v-ați decide, mă anunțați. Succes! O, ce faci, ce faci, ce da, da, cum să fie, ce faci, de lumină, cu multe mai lumină, să vedem dansuri, zâmburi, americani! Gura adică emisiunea de care ați vorbit sau gura adică tăceți dracu din gură că vă calcă în picioare? Pentru revelion trebuie să alegem o emisiune care să facă super audiență. Să se bată televiziunile pe noi cocoașă. Ia zi. Ai aruncat vreun ochi pe ziare să spui și mie ce emisiune face audiență? Da, șeful. Pe primul loc sunt alea cu fotbalul, pe locul 2 sunt alea cu plângăcioși, pe locul 3 sunt alea cu Caterinca și pe ultimul loc alea cu proști. Păi și noi unde ne încadrăm, mă? Normal, mămică. Nu sunt ăștia în stare să facă nimic de revelion. Stai tu liniștită. Dacă e ceva, tu ești prezentatoarea, da. Trei, șeful. Gata programul, veniți să vedeți. Bine, hai, te țin la curent. Te pup, pa, pa, pa. Mă, sper că nu mă ții din treaba, iurea, că te crăp. Nu, șeful, cum să vă țin eu de... Poftiți. Faci greșeală. Ia mă să vedem. Ce e asta? Programul de revelion. România versus echipele lumii. Super audiență. Mutu, Mutu la balon. Mutu caută să facă o pasă către Chivu, dar nu poate. Este atacat de Figo pe la spate. Reușește în sfârșit o pasă, dar mingea iese în afara terenului. Mingea se le pune în joc. Din nou Mutu la balon. Dragi telespectatori, România domină, se pare că băieții noștri au o foarte mare dorință de victorie. Mutu încearcă, o lovitură se pregătește, dar este valutat, un atac la joale, este lovit de Figo, tăiat cu șeptarul. Consuelo! Bine te-a făcut, nenorocitule! Per cine fai tu, nenorocit idiota? Pe cine fai?
faci tu, idiotă, parașutul? Mica, cretina! Dar iepurașine? Alexandra Dinu, șef, nu că e real ca în viață. Asta e un format nou. Reality football show. Doamnelor și domnilor, partida se pregătește să se rea. Și iată că partida se rea. Partida se rea, chefule. Chefule, partida se rea! Ești dracu, dar nenorocit. Dar aia care se pupă cu chioretă, cine e? E Lorișica, șeful. V-ați scrântit ce mamă, dragă, mai vedeți până acolo. Ce personaj este în reality-ul ăsta al vostru, pămpălăule? Andreea Raicu, șeful. Sunt Maria Marinescu, deșteptule. De câte ori să-ți repet că aia era Cucuchivu, nu Andreea Raicu. Dar degeaba spun eu ție când îți stă capul numai la Andreea Raicu, obsedatul. Cum e, șeful? Marfă? Mai ales să vedeți când o apare Mircea Radu, să-i pace, adică eu. Spargem audiențe, să nebunesc, nu mă? Da, da, da! Și prezentatorul când apare? Care prezentator, șeful? Păi ăsta e fotbal, n-are prezentator, are comentator. Adică faceți program de revelion fără prezentator? Păi ați înnebunit, mă? No, hai să văd altceva, ce aveți? Păi... avem... A, nu aveți nimic altceva. Bun, atunci să mă anunțați când aveți altceva. Și gol! În sfârșit, România învinge 1-0 pentru echipa lui Chivu și al lui Mutu. Stai liniștită, dragă, că până n-au prezentator, oricum nu le aprob nimic. Normal, dragă, că tu o să fii. Normal, da, hai. Te pupi. Da, te anunț eu când e filmare. Hai. Pa. Gata, mă? Ia să vedem, mă, ceva m-a bubuit creierul. Stai puțin, șeful, că e aproape gata, nu-i chiar gata. Mai avem un pic ceva de modificat, că... Lasă-mă să văd că poate iară vreo porcărie, să nu vă chinuiți de pomană, mă. Să corect, să nu ne chinuim. Treceți noastră, că m-am îngrășat eu, da. Întrebi noastră că sunteți mai subțire. Lorica, tu ai nebunit? Cum adică să vază toată lumea piersicelele mele astea frumoase? Dar nu pot să cred că te-ai gândit la asemenea depravări. General. Ce se execută aici, colonele? Se execută? Ce se execută aici? Se execută un program artistic, nu? La comanda domnului colonel. La ce? Minte, domn general, eu n-am ce legătură cu... Cum nu ai, colonele, cum nu ai? Că erau fetele astea călare pe tine, adineori. Cine a adus femeile aici în unitate? Și cu permisiunea cui sunt ele aici? Nu e adevărat, domn general! Da! Deci nici măcar nu ai tăria să recunoști! Dita mai colonelul și te pretezi... Dar lasă! Hei, lasă, că n-ai să mai fi dumneata colonel mult timp! Am eu grijă de asta! Șeful, voi plor! Nu mă nenorociți! Fac orice, vă rog frumos! Serios? Atunci suflă în lumânare! Să intre tortul! Tocmai ai fost păcălit! Ai fost la farțele lui Bobașe!
Este șeful, că-i beton. Cum era în dieță, dacă dumneavoastră nu v-ați prins, da eu. Slab, slab, cealaltă era mai bună. Și n-are nici prezentatoare. Dar una dintre fete poate să fie doamna șeful, că să fie prezentatoare dânsa, nu mă? Auziți, domnul sergent, dar ce are asta de nu-i place nimic? Ei, ce are? La nebunii nevastă aia cu telefoanele, că vrea să-i treci la spectacol, că vrea să fie prezentatoare. Păi atunci haide să o băgăm șeful, că ăsta ne respinge până la urmă toate formatele, nu? Corect, dar în ce? Vă zice eu, dar nu ne lasă CDA-ul. Ia zic, Cocoașe, ce mai e pe lista aia cu super audiențe? Trăi, șeful! Iar ai venit, mă? Da. Cu treaba asta, șeful, cu... Tu o să se omoare televiziunile pe noi. Suntem super marfă. Hai, lasă-mă! Și are prezentator emisiunea asta, mă? Are, șef. Dar de ce tocmai Pupăză al meu? Pentru că joacă cel mai bine rolul de macho. E, asta așa e. Dar de ce cu aia? Păi dacă tot te-ai bănuit de cu aia, am zis să facem exact cu ea, ca să pară cât mai verdic în fața lui șeful. Plus că pentru ea facem emisiunea. Păi tu ce vrei, să ne respingă șeful caseta 100 de ani acum, colo? Hai! Hai, șeful! Aici, aici, ușurel! Păi ce mai știu, mă, să văd, mă? Pe omul invizibil? Dare, șeful! Asta trebuie în televiziune. Tutun și răbdare. Și-o câte le-a zis? Ăsta Socrates. Cu Pupăză ai nebunit? Dacă ne vede cineva. N-are cine șefa. Ce faci, mă, nenă? Cine-i asta, mă? Cine-i asta? Nu-i șeful că joacă beton? Zi, mă! Cine-i pupa asta, mă? Pe cine faci tu pupa? Păi, panoramă, păi! Păstrați-vă, Carlu, că vrem doar a discuta! Duduia, știați că trânsa este prietena lui? Normal, mă, că știam, normal că știam! Și de când, caporal, îmi pui tu mie întrebări, a? Te omor, mă! Da, șeful, că de... Luați locul, pică, nu au scenarii. Joacă ei acum, îi trădați în dragoste. Pupăză doar joacă un rol acum. Păi cu nevastă mea, mă? Dar stai, șeful. N-a zis că vreți să apară și dânsa în film? Ce mă, mă, naibii, că mă nebuză. Dacă uite, sunt acolo. E fricțiune. E ficțiune? Da, corect, e ficțiune. Bă, amărâților, bă, dar dacă vreți să iasă, să avem super audiență, trebuie să facem telenovelă, mă, pentru că astea au succes acum, nu? Da. Nu? Și acolo nici nu trebuie să fii actor ca să joci, nu? Genial, sunteți o mină de aur, șefa. Șeful, poți să fiu eu regizorul? Și eu ce o să fiu? Personajul principal, tâmpitule, ce o să fii? Corect. Așa, mă. Bine, mă. Amărâtule, poți să fii tu regizorul. Vă mulțumesc, șeful. Și acum, dragi colegi, că am devenit regizorul acestei întâmplări, la platou, că vă găsește, dragi, suntem în întârziere cu programul tâmpiților. Marș! Marș! La platou... Eu unde, mama, dracu, mă? Eu rămân aici, mă, ca să regizorul. Ce tâmpiți sunt? Facem numai iubirea, că aia a fost telenovelă fenomen. Te floșc, și atunci de ce a murit după un sezon? Eu vreau ascunzișurile Mariei. Și eu vreau, dar mi se pare că am porno. Acum. Mă rog. Auzi, șeful, numai bine păcatele Emei? Că rimează cu păcatele Evei, hă? Mhm.
Măgarule, din clipa asta ai terminat-o cu mine, mă. Te părăsesc, na. Ia uite. Ba, dacă vrei să știi, eu te părăsesc, nebuno. Obsedatule! Un paciento! Uite cu cine m-am încurcat cu madame Palică! Stați-mă! Vezi-mă numai din cauza ta, nesimțitule! Trebuia tu să o pipăi în halul ăla, a? Dar mi-am jucat doar rolul, da? Te pomenești că eu sunt vinovată? De-aia spune, mătăluță, ce-ai făcut tu cu Chiorete 2 minute sub pătură? Aot? Tu vrei să insinuezi că eu... Da, exact ce vrei să insinuezi și tu, da? Măgar ce ești! Piei din ochii mei. Ne, uite că nu vreau, na? Ia uite ala, ia, că... Mă rog, ia, na. Eima, a mea ești păpușă. Este că nu mai înțelegeți nimic? Nu înțelegeți nimic pentru că nu știți ce s-a întâmplat în spatele ușii astea. Dacă vreți să știți cum și de ce au ajuns personajele noastre în situația în care au ajuns, veniți cu noi în noaptea de Revelion. Războiul telenovelor e aproape. Băgoașe, da. Te mai aștept mult? Ce faci? Treci. Treci, treci. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Acestea fiind spuse, vă declar... Soț și soție, puteți săruta mireasă. Ba tu o să pleci, mitocane, că ăsta-i cortul meu. Zi să faci butoane în cățăranco. Împăxit-o, ieși afară că ăsta-i cortul meu. Ce să fie acolo, mă, mârlarele? Acum... Hai încotro. Trebuie să fii soția mea. Eu... trebuie... Da. Despre asta e vorba, șefu. Aoase! Oarba după voi! Cam despre asta-i vorba. Mic de harta, zis. Hai, bă, treci. Asta e echipa României. Niște țărani. Da, șefu, cum vă spuneam? Erau... Pe cine faci tu, fufă? Păi, panoramă, păi! Stați calm! Domnițe, vrem doar a discuta! Știați că tânăra de aici este prietena lui comicul ăla vestit de acolo? Tânăra și tânărul. Prietena lui. Fedatule care ești! Pacienta, dracu! Stați, mă, stați! Vezi, mă, nesimțitule, numai din cauza ta, mă! Trebuia să o fii pui tu în halul ăla, mă! Da, mi-am jucat doar rolul! Te mop! Te mop! Te cârpă!
mă, Mitocane, că ăsta-i cortul meu! Zi să faci butoane în gâță, Ranco! Împăsit o să-i cortul! Când am auzit, te-a căzut pe... Foarte bine! Și noi care te-am încurajat pe jos. Să ne revenim!